Deschidem la Iosua, capitolul 1. Citeți primele 9 versete, pagina din Biblie 233. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, Robul meu Moise a murit. Acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc. Pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare, spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te căci Tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Întărește-te numai și îmbărbăstează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să îi izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii, să nu te departezi de degura ta, Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Vă invit cu prețuire să ocupați locurile. Și pentru tot ce a fost și va fi și mai departe, merită să spunem: Slavi să fie Domnul. Iubiți că, din șoș ne apropiem de finalul anului 2023, ne mai așteaptă câteva zile și intrăm dacă Dumnezeu ne ține cu viață și sănătate în 2024. Veți primi o grămadă de mesaje de la multe persoane, poate cele mai multe care nu v-au scris tot anul, și acele mesaje vor conține niște cuvinte care spun așa, îți dorim un an nou fericit sau un Crăciun fericit. Vreau să spun de la bun început că anul e neutru, nu poate fi fericit nici rău, nici necăjit. Fericirea este în oameni și oamenii o pun în an. La fel cum în căsătorie, de exemplu, nu există dragoste. În cuvântul căsătorie nu există dragoste. Dragostea este în oameni și oamenii o pun în căsătorie. De aceea eu vă doresc nu un an fericit, ci vă doresc o umblare cu Domnul, pentru că toți care umble cu Domnul sunt fericiți. Iubiții mei, în fața noastră stă un text și am profitat de acest text ca să am câteva gânduri pentru anul în care intrăm. Moise își terminase slujirea. 120 de ani de viață, de acțiune. Spunea Mudi că în primii 40 de ani Moise a crezut că e cineva. Apoi următorii 40 de ani Dumnezeu l-a făcut un nimeni. Și în următorii 40 Dumnezeu a arătat lumii întregi ce poate face cu un nimeni. De ce? Pentru că întotdeauna Dumnezeu mai întâi zdrobește ca să te ridice. Diavolul te ridică ca să te zdrobească. Nu știu prin ce zdrobire treci astăzi. Ce vreau să spun este că după orice zdrobire urmează o ridicare. Dumnezeu să te întărească. Iubiții mei, astăzi vreau să ne uităm intrând apropiindu-ne de finalul anului și intrând în noul an, la câteva promisiuni făcute de Dumnezeu lui Iosua în acest text, care sunt valabile și pentru noi, dar în același timp și la câteva condiții. O să spun patru promisiuni și o să vedeți că la fiecare promisiune voi spune și condiția pe care Dumnezeu a pus-o. La o seară de rugăciune undeva, un prieten de meu, proroc, a fost așteptat pe hol de unul din cei care a avut un mesaj. Și o zis, frate, de ce? mi au promis Domnul ceva extraordinar, dar pot să mai repet o dată promisiunea aia, că tare fain a fost. Și fratele, prieten cu mine, o zis, măi, au fost și niște condiții. Nu, zice, nu mă interesează condițiile. Promisiunea aia, zice, că atât de frumoasă a fost promisiunea. Iubiții mei, niciodată Dumnezeu nu promite decât dacă punem și condiții. Nu spune Domnul, faci ce vreți, că eu vă însoțesc, eu sunt cu voi. Nu, nu, nu. Întotdeauna Dumnezeu promite dar pune și condiții. Prima promisiune pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Iosua a fost promisiunea cuceririi însoțită de o condiție. Acționează Iosua. Promisiunea cuceririi condiționată de acțiune. Ascultați, Iosua unul cu doi. Scoală-te. Treci Iordanul. Intră în țară. O promisiune. O. Ce mare la acțiune extraordinară. Și auziți acum promisiunea. Următorul verset. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau. Vi-l dau. Înainte să fiți concentrați pe locul acela, pe resursele care vă vor veni la sorți, să fiți concentrați să vă sculați, să intrați, să acționați. Iubiții mei, lui Noe, Dumnezeu îi dă un plan extraordinar. Mă uitam pe internet într-o zi, sunt mii și mii de planuri de casă. Dar n-ai cum să te muți în plan. Numai în casă te poți muta. E fain că ai un plan. se uite aici e planul. Dar ține de tine să acționezi. Și istoria spune că undeva la 80 de ani a lucrat noi la corabia aceea. De ce? Pentru că el nu a rămas doar la stadiul de idee, de sugestie, ci a trecut la ceva practic. Spune Biblia aici, talpa piciorului vostru. Care sunt oare teritoriile necucerite încă din planul pe care Dumnezeu îl are pentru viața ta? Am văzut oameni care așteaptă ani de zile ca Dumnezeu să-și facă partea, fără ca ei mai întâi să-și facă partea. Spune Pavel în 1 Corinteni 3 cu 6, eu am sădit. Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Iubiții mei, când nu s-a nimic, ca să știți că crește ceva, buruiana, dar dacă vrei să ai roșii, vine -te. Am făcut și la noi acasă, am făcut un solar, că am văzut că tinerii vor să meargă la solar. Și am zis, mă, vin la noi acasă, ne ajută, au și, au totul gratis, totul inclus. Nu vine nimeni. Am să mânat eu cu soția, cu pruncii, dar să vedeți până august când au crescut roșile. Ce mulți prieteni am avut. Așa o să fie și la judecată. Foarte mulți vor să recolteze. Dar Biblia spune, înainte să facă Dumnezeu să crească, o zis, Pavel, eu am sădit. Apollo o veni să ude. Iubiții mei, vă rog astăzi, nu dați vina pe Dumnezeu pentru neimplicarea noastră. Dumnezeu face să crească dacă eu m-am pus și am acționat și am semănat. Există o zonă de obișnuință, de confort și nouă o tare greu ne este să ieșim din zona aceea. Uitați-vă la Avram, ieși! Matei de la Vamă, vino! Zacheu, dă-te jos din dut! Petru și Ioan, hai de la pescuit! Dumnezeu vrea să facem lucruri neobișnuite cu El dacă ieșim din obișnuința și rutina noastră. Spune Biblia aici că copilul lui Israel au plâns pe Moise 30 de zile în câmpia Moabului. O lună ori stat pe loc și nu m-au plâns. Și o zis domnul, oameni buni, gata cu plânsul. Gata cu jalea, cu frate păstor, știi cum era biserica pe vremea, dar ce rugăciuni. Dar ce te că să ai rugăciuni și de la fel? Ce te împiedică să... F... iubiți mei, Dumnezeu nostru a rămas la fel. El nu s-a schimbat. Eu văzut Dumnezeu pe Israel și pe eu s-a cu șervețele și cu batiste. Și a zis, Domnul, gata! Acum haideți, acționați, intrați! E greu să ieși din zona de obișnuință. Apoi urmează o zonă de frică, urmau bătălii. Apoi urmează o zonă de învățare, biruințe cu Dumnezeu. Și apoi urmează și Cananul. Nu intrăm direct în Canan. Iubiții mei, Poate trebuie în anul care intrăm să cucerim o inimă care a înfrânt-o. Acționează. Spune un cuvânt, te rog să mă ierți. Poate trebuie să cucerești ogorul inimilor copiilor tăi. Acționează prin semănat. Poate trebuie să cucerești sufletul unui coleg de servici și să-l câștigi pentru cer. Acționează și spun, Doamne, ajută-ne la asta. Doi. O a doua promisiune, iubiții mei, care am observat-o în acest text, este promisiunea însoțirii. Dar și asta e condiționată de rămânerea în granițele trasate de Dumnezeu. Eu sau unul cu patru. Ascultați granițele. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat. Toată țara hetiților și până la marea cea mare spre apusul soarelui. Iosua, așteți granițele. Și acum ascultați promisiunea. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi, pentru că eu, voi fi cu tine. Iubiții mei, promisiunea însoțirii este strâns legată de uh, promisiunea care am spus-o mai înainte, promisiunea cuceririi. Dar, la fel, și condițiile sunt strâns legate. De ce spun asta? Acționez, mă implic, fac, dar trebuie să fac toate acestea în granițele impuse de Dumnezeu. Vă amintesc de un băiat. Tare mult le place la băieții noștri când le spunem de Samson, toți se văd așa mușchioloși. Deși în viață mai târziu îți dai seama că nu contează ce mușchi ai, ci ce genunchi ai. Pentru că adevăratele greutăți ale vieții se ridică cu genunchii plecați, nu cu brațele. Dar când ne gândim la Samson, iubiții mei, ne gândim la un om care a făcut multe lucruri. Însă Biblia spune despre el ceva în judecător 13 cu 25, cel mai frumos verset din viața lui Samson. Și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahane Dan între Țoreia și ăștia Poți să te rog să mă afișez cel mai trist verset din viața lui Sanson. Judecător 16 cu 20. Judecător 16 cu 20. Un om care a acționat. Un om care a dat foc la grânile vilistenilor. Un om care a făcut prăpăd, dar nu a rămas în granițe. Ascultați-vă rog. Voi face ca și mai înainte și mă voi scutura nu știa că Domnul se depărtase de el. Iubiții mei, aș vrea astăzi din toată inima să ne reverificăm granițele pe care Dumnezeu ni le-a trasat. În psalmul 90 cu 91 cu 2 Biblia spune zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare, citățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Dar ascultați că nu e suficient numai să zici, trebuie să și stai undeva unde trebuie. Versetul întâi. Cel ce stă unde vrea el. Nu. Tot ceea ce zic, tot ceea ce eu pronunț, tot ceea ce eu mă închin, tot ceea ce eu promit, tot ceea ce spun, are valoare dacă stau în granițele pe care Dumnezeu mi le-a rânduit. Iubiții mei, haideți să ne uităm astăzi. Nu cumva am ieșit din granițele acestea? Eram la o conferință cu tinerii, pentru că atunci când spun cuvântul granițe, mă refer la principiile Bibliei, nu mă refer la Linz sau la Viena, Neustadt sau la Austria. Foarte mult Biblia vorbește prin metafore, prin spiritualizare, prin comparații. Și la acea conferință a venit un bilet. Frate Cristi, ce părere ai despre? Și nu spun despre ce. Am luat biletul și am făcut un gest, nu ca să luminez pe cel pe care -l mi l-a trimis, ci ca să transmit un mesaj. Am luat biletul și am rupt biletul și l-am aruncat era un coș lângă amvon. Și am zis, iubiți tineri și astăzi spun iubite biserică din Linz. Nu contează părerea lui Cristi Boariu, ci contează ce spune Biblia despre un lucru. Amin? Amin? Iubiții mei, tot mai multe păreri auzim astăzi. Aceleași bilete cu aceleași întrebări la fiecare conferință. Poate un pastor ne dă voie până la urmă ceea ce era zânit de voie. Și mereu ne bazăm viața pe păreri. Însă vreau să vă spun astăzi că eu am ales de mai mulți ani de zile să-mi bazez viața pe principiile Scripturii. Principiile creează convingeri și când ai o convingere, ai un caracter modelat și când ai un caracter modelat, ai o viață binecuvântată și când ai o viață binecuvântată, ai siguranța veșniciei. Părerile nu, nu, nu pot să producă o astfel de viață, un astfel de caracter. Pentru că părerea asta mă bazez pe ce spune el, la mâine, în schimb, toată familia că a spus altcineva ceva. Iubiții mei, Dumnezeu i-a spus lui Iosua, dacă rămâi în granițele trasate, tu și poporul acesta, eu te voi însoți. Știți ce mare importanță e să ne însoțească Dumnezeu în cântare, în predică, în rugăciune, în poezie? Eram la Târgu Mureș anul acesta la început și printr-un proroc la final Domnul îmi spune Voi îngădui în vremea aceasta să fii bajocorit cum n-ai fost niciodată în viața ta, pe nedrept și pentru numele meu. Și mă așteptam să zic că prorocul bagă-i în tribunal pe ăștia, agăță și de ei, du la filială și la comitet. Asta așteptam în continuare. Auziți ce spune Domnul. Să nu cumva să pui la inimă, să te iei la ceartă cu ei și să pui ranchiună și să începi să-i urmărești, să, -i să, să răspunzi la fel cum ei ți-au răspuns. Dacă vei face așa, cum nu trebuie, îți voi lua ungerea și însoțirea din predică. Iubiții mei, Aproape până acasă m-am gândit la mesajul ăsta, nu l-am salvat în telefon, dar încă îmi stă în minte. Și să știți că avea dreptate prorocul. Când David merește să se lupte cu Goliat, iese în față Eliab. Dacă David se lupta cu Eliab și avea motive să se lupte, că a fost acuzat pe nedrept. Să știți că Goliat nu mai avea treabă cu David, că era David deja praf. Astăzi am acest gând pentru tine și pentru mine. Nu-ți consuma muniția cu frații, consumă o cu duhurile demonice și Dumnezeu te va însoți. Nu-ți consuma muniția cu bat Tu rămâi în granițele trasate de Dumnezeu. Dacă Domnul îngăduie să fim loviți pe nedrept, am o veste bună. Este o răsplată dată pe drept într-o zi. Dar eu aici vreau să ascult de Dumnezeu și să nu îmi pierci, nici tu să nu-ți pierzi ungerea. Iubiții mei, e atât de importantă ungerea cu vreo 20 de ani în urmă, era o trupă în România, nu-mi place cuvântul ăsta, trupă, dar așa îi spunea, born again îi spunea. Aveau cântări de naștea creștine, păroc creștin și cu cuvinte de naștea, zacuscă, pufarin, mai știu eu ce. O cacial mai era acolo, un dezastru. Haideți să vă spun, că n-am treabă cu ei, că nici nu mai știu de ei. La un concert de-a lor, o mărți trei rocker din lume, cu plete și s-au pus pe un rând acolo. Mi-a spus un frate slujitor care atunci era la ITP și a zis, mai să mai și la un concert la Born Again, să vedem. Stăteau în spatele rockerilor, frații ăștia, tinerii de la ITP. Și la un moment dat rockerii spun așa, am crezut că au ceva mai spiritual pocăiții ăștia decât noi. Hai să plecăm. S-au ridicat și au ieșit din sală și au plecat. Ce am vrut să vă spun cu asta? Când ai ungerea și însoțirea Domnului peste tine, și oamenii din lume recunosc lucrul ăsta. Când nu o ai, și ei își dau seama. Doamne, lasă ungerea ta peste noi astăzi. Iubiții mei, în al treilea rând, mă duc mai departe, o a treia promisiune foarte frumoasă este promisiunea biruinței, dar și asta e condiționată de statornicie sau 1 cu 7. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga. Condiția, auziți promisiunea, ca să izbutești în tot ce vei face. Statornic. 2 Tesaloniceni 1 cu 4. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericele lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Iubicii mei, în anul în care vom intra în curând, vom fi trecuți prin fel și fel de situații ca să ne testeze credința. Fel și fel. Ce vreau să vă spun astăzi este că diavolul nu are treabă cu mine ca persoană, el are treabă cu credința mea. Și acum vă rog să fiți foarte atenți. Scopul diavolului prin suferință este să-ți distrugă credința. Scopul lui Isus prin suferință este să-ți întărească credința. De aceea e foarte important să știu ce cred, să știu în cine mă încred, să am principii, cum spuneam, și indiferent ce vine peste mine, eu să pot să rămân în picioare. E adevărat că e ușor să fii tare când frigiderul e plin, când salarul intră pe card. Dar spunea Habacuc când 3, 17, 18 și 19, dacă mă duc acasă și nu mai este nimic pe câmp, în cămară, în graști, eu tot mă voi bucura în Domnul Dumnezeul Mântuirii? Mele. Am fost în urmă cu câteva luni să vorbesc, să predic cu un an, un an jumate aproape, să predic la o binecuvântare al patrulea copil la unei familii. În urmă cu două săptămâni am primit un mesaj trist din partea mamei acelui copil care spunea soțul meu a făcut un atac cerebral și este în comă. Rugați-vă vă pentru noi. Am mai trecut câteva zile și am primit un mesaj, soțul meu a plecat în veșnicie, am rămas cu patru copii și trebuie să-l nasc pe al cincelea undeva prin luna mai. Aseară am primit un video de la mormântare în care sora aceasta a spus câteva minute, câteva gânduri de mulțumire celor prezenți care au fost alături de ei și m-am mirat și plângeam aseară în pat uitându-mă la video ăla Sora asta a spus ceva ce m-a marcat extraordinar. A zis, mi-e e greu să accept ceea ce Dumnezeu a îngăduit în viața mea, dar au zis așa, nu-L iubesc pe Dumnezeu pentru ce îmi dă sau ce mi-a, -mi îl iubesc pe Dumnezeu pentru ceea ce mi este. Și dacă mi o lua bărbatul, eu o să mă țin mai tare de Dumnezeu. Și copiii ăștia, patru și al cincilea care vine, o să-i cresc cu credința în Dumnezeu. Iubiții mei, mă uitam și mi-era rușine de mine, ca păstor. Nu știu dacă aș fi putut spune astfel de cuvinte. Apoi am văzut un video s ridicat fata de 8 ani mai mare în picioare, tata în sicriu, mama alături, trei copii lângă și au zis, tatăl meu a fost un tată pocăit. Mi au strâns la rugăciune și la cântare aproape în fiecare zi. Iubiții mei, mă uitam și nu venea să cred. Cum unii au așa mare credință în astfel de încercări, în astfel de necazuri? Cum pot să îi sputească? Și mi-am dat seama de secret. Știți care este secretul? Stă dornici. Adevărata ta credință și adevărata mea credință nu se vede când totul ne merge bine, ci când totul ne merge rău. Dar spune Biblia în 2 Corinteni 4 cu 17, întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de sal, slavă. De aceea vă provoc astăzi să fim statornici, statornici în Sfințenie, Psalmul 51 cu 10, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, neclintit în veștele care le vom auzi și în anul în care vom intra. Psalmul 112 cu 7, el nu se teme de veștele ale, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. Poate că la COVID ne-am speriat prea mult. Și de ce? Cât că, că am stat mai mult pe știri decât în Biblie. Doamne, vrem mai mult să stăm pe Biblie decât pe știri. Apoi statornic în învățătură, FSM 4 cu 14. Să nu fim copii, plutind în coace și încolo. Exact ce spune Dumnezeu lui Iosua. Purtați de orice vând de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Ați observat la lup și la oaie ceva interesant? Nu o să vedeți niciodată un lup atacând o oaie care stă lângă păstor. Întotdeauna lupul vrea ca oaia să se depărteze, să nu mai rămână acolo unde trebuie să rămână. Și când se îndepărtează de turmă de principii, de loc, de biserică, lupul are succes. Iubiții mei, n-am văzut nicio oaie luptând cu lupul niciodată în viața mea. Pentru că oaia nu e chemată să lupte cu lupul, oaia e chemată să stea lângă păstor. Doamne, vrem să stăm lângă tine astăzi. Iubiții mei, nu există creștere câtă vreme nu există statornicie. Încercați acasă, dacă aveți acasă livadă sau pomi, încercați să luați un cireș și următorii 10 ani să-l mutați în fiecare an tot într-o altă parte a grădinii. Vă garantez că după 10 ani nu o să aveți nicio cereașă. Nu există creștere câte vreme nu există statornicie. De aceea 1 Corinteni 15 cu 58, spune De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintieți, după ce ați fost tari și neclintieți, urmează să sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că o la voastră în Domnul nu este de la și în al patrulea rând, iubiții mei, ne mai așteaptă două predici și nu vreau să fiu foarte lung astăzi, promisiunea lucrării cu înțelepciune. Dar și asta e condiționată de credințul și ea față de Cuvântul lui Dumnezeu. Citesc sau 1 cu 8. Cartea aceasta legii să nu se departeze de gura ta, cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei zbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Cu alte cuvinte spune Dumnezeu, Iosua, vrei înțelepciune? Vrei să nu e bătaie? Vrei să nu fi, ai eșecuri? Ține aproape de Biblie. Iubiții mei, dați-mi voie să vă arăt ceva interesant. Când, Iosua, când Dumnezeu îi spune lui Iosua acest aspect, uitați, doar atât din Biblie exista. Doar atât. Doar legea. Și Dumnezeu a spus, Iosua, dacă ții aproape de cuvântul meu, vei avea biruință. Cum stai cu Biblia? Urmează un nou an. Am văzut că în fiecare an tot începem Biblia, dar pe, parcă pe la Exod, Levitic, parcă ne blocam. Iubiții mei, vă provoc astăzi să citim Biblia. În urmă cu doi ani eram în California, și m-am întâlnit cu un prieten de-a meu, mama lui a ieșit la pensie și am zis, ce fac oamenii din America când ies la pensie? Că am zis, mă, la noi în România mai un solar, mai ai agricultură, mai ai animale, dar abia așteaptă românii să iasă la pensie că mai fac niște bani pe lângă. Zic, dar în America ce faci? Că n-ai fermă, n-ai solare, n-ai... Și au zis, hai de Cristi, mama mea, 70 și ceva de ani, iubește tare mult cuvântul Domnului. Până acum l-au cicit de 137 de ori. Am schimbat subiectul, imediat mă și mie ca păstor, vă spun aici Domnul. Anul ăsta m-am întâlnit acum trei săptămâni iar cu el, tot în California. Zic, ce mai face mama? Frate Cristiu, a ajuns la 157. 20 de ori în 2 ani. Iubiții mei, a stat și m-am întrebat, măi, de unde are femeia asta timp? Și ce mi-am dat seama? Că întotdeauna ne facem în timp pentru ceea ce iubim. Dacă îmi iubesc soția, îmi fac timp să comunic cu ea. Dacă iubesc copiii, îmi fac timp să investesc în ei. Dacă iubești banul, o să le și de la biserică să mai faci un ciobuc în plus. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, o să-ți faci timp să comunici cu el. Prin rugăciune tu vorbești cu el, prin cuvânt el vorbește cu tine iubiți mei, am o întrebare grea pentru dumneavoastră. Cum poți să-ți duci mântuirea până la capăt o viață întreagă dacă nu poți nici măcar să citești Biblia într-un an? Nu zic de 20 de ori în 2 ani, dar într-un an. La noi în județul Hunedoara, în februarie se fac 2 ani. A murit un tată, un frate slujitor. Nu era el cunoscut. Dar la înmormântarea lui s-a aflat ceva interesant. Apropo, ce se va afla în ziua mormântării tale? Că din sicriu să-i contrazici pe aia care află sau vorbește nu te poți scula. Ce se va afla oare? S-a aflat că omul ăsta până la 45 de ani a fost un pocăit ca și noi. O ajuns în spital și acolo în spital o zis, Doamne, dacă mă scos de aici, iau altcumva bucăința în serios. Dumnezeu l-a salvat la 45 de ani din spital, l-a scos afară, l-a vindecat, de la 45 de ani până la 72 o citit Biblia de 150 și ceva de ori. Și-o predicat în peste 1000 de biserici, cele mai multe de la țară. Ce lucruri frumoase se pot afla despre unii în ziua morții. Iubiții mei, cum vom sta noi lângă oamenii ăștia când o să spunem că n-am avut timp Dumnezeu îi spune lui Iosua, Iosua, vei izbândi în tot ce faci, cu o singură condiție, dacă distanța dintre tine și Biblie se va micșora în fiecare zi. 2 Timotei 3 cu 16, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Iosua, o să lucrez cu înțelepciune dacă îți iei înțelepciunea din cartea asta în Inteligența o poți lua de la școală. Înțelepciunea au ei doar de aici. Iubiții mei, atât de mult voi prețui pe Domnul cât prețuiesc cuvântul lui, să știți. Ioan 14 cu 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncele mele. Acum, ca să păzești regulile de circulație, trebuie să cunosc regulile de circulație. Vrei să păzești poruncele? Trebuie să cunoști poruncele. Dacă ceva mă doară, și o să auziți la final, că nu voi face o prezentare de două minute, dacă ceva mă doare la români, este că nu se citește Biblia. Nu se citește Biblia. Pentru aia avem multe tradiții, multe lucruri. Iubiții mei, n-ați vrea astăzi să ne întoarcem la scriptură. Uitați ce spune Iosua la finalul vieții și mă apropii și eu de finalul mesajului. Iosua 24 cu 15. Eu și casa mea vom sluji Domnului. De ce a avut o mărturie bună Iosua în capitolul 24? Pentru că în capitolul 1 s-a alipit de cuvântul lui Dumnezeu. Am o întrebare. Ce direcție vei da vieții tale în 2024? Ce direcție vei da familiei tale și slujirii tale în 2024? Uitați ce promisiuni binecuvântate. Jonathan Edwards a fost unul dintre cei mai apreciați predicatori ai anilor 1700 din America. A studiat la Yale la vârsta de 13 ani, iar mai târziu a devenit președintele Colegiului Princeton. S-a căsătorit cu Sara în 1727 și au fost binecuvântați cu 11 copii. În fiecare seară când Eduard era acasă, petrecea o oră cu familia, după care cerea binecuvântarea lui Dumnezeu peste fiecare copil. Jonathan și Sara au lăsat celor 11 copii o mărturie binecuvântată un educator american a decis să urmărească viața lui Jonathan Edwards aproape la 150 de ani după moartea lui. Și auzit ce a găsit. Moștenirea lui Jonathan Edwards include un vicepreședinte al Statelor Unite, un decan al școlii de avocatură, un decan al școlii de medicină, trei senatori americani, 3 guvernatori, 3 primari, 13 președinți de universitate, 30 judecători, 60 doctori, 65 profesori, 75 ofițeri militari, 80 funcționari publici, 100 avocați, 100 predicatori și misionari, 285 absolvenți de colegii universitare. În aceeași perioadă a trăit Max Jax. A ales să fie ateu, să ignore Biblia și pe Dumnezeu și-a ales o soție tot necredincioasă. Moștenirea lui Max Jax a ajuns la urechile oamenilor atunci când despre 42 de oameni diferiți din închisoarea din New York s-a aflat că provin din neamul lui Max Jax. S-a aflat că sunt rude toți pe departe. Max a locuit în New York în aceeași perioadă în care a trăit și Jonathan Edwards. Au auzit moștenirea lui Max Jax. Șapte criminali, 60 hoți, 190 prostituate, 150 condamnați la închisoare, 310 au murit săraci lipiți pământului din cauza vicilor, 440 au fost afectați psihic de alcool. E o mică diferență. Că tu spui, mă, oare să citești Biblia în viitor? Dar nu cred că să uită Domnul la asta, frate Cristi. Aceste moșteniri diferite oferă un exemplu a ceea ce unii numesc regula celor cinci generații. Cum un părinte își crește copiii, dragostea, valorile, mediul. Și acum, ascultați-mă, iubiți părinți, eu voi pune în copiii mei ce pun eu. Dacă soția mea umblă într-un fel lumesc, așa vor umbla și copiii mei. Dacă soția mea stă trei ore pe Netflix pe zi, și copiii mei vor face la fel. Dacă eu nu merg la biserică, nu pot să zic copiilor mei să meargă la adunare. Eu voi pune în ei ce am eu, dragoste, valori, mediul emoțional și educația pe care un părinte le oferă, influențează în bine sau în rău nu doar copiii, ci patru generații care urmează. Și o să spuneți, dar unde scrie asta în Biblie? Ninivenii au ascultat mesajul lui Iona, deși a fost cea mai dură predică din Biblie, cea mai scurtă și cea mai fără de șansă. Că n zis, dacă vă pocăi, nu. Istoria ne confirmă faptul că Dumnezeu nu mai ucis Ninive după 40 de zile. Ninive a rămas în picioare încă 180 de ani. Patru generații au fost binecuvântate. Pentru că niște oameni au luat cuvântul lui Dumnezeu cu seriozitate. Iubitul meu tânăr, iubită iubita mamă, iubită tată, Poate ți se pare o simplă predică și într-adevăr e o simplă predică. Dar niciun cuvânt care vine de la Domnul nu e lipsit de putere. Mai treci un an de viață, mai trece și 2024 și într-o zi vei pleca. Însă tu ai semănat ceva și ai lăsat ceva în urmă. Și viața pe care o trăiești va determina moștenirea pe care o lași. Cu acest cuvânt vreau să închei cu cuvântul acesta. Acum! Robul meu Moise a murit. Acum! Nu zici Domnul Iosua, Iosua, când ai timp, ce și alegea, păstă 2-3 ani după ce vă săturați de pustia asta. Pleci, primul cuvânt pe care Dumnezeu îl spune lui Iosua este, acum! De ce? Pentru că avem și noi multe intenții. Voi citi cuvântul, mă voi ruga mai mult, voi posti mai mult, voi face mai multe milosteni, voi asculta mai mult de Dumnezeu, însă vreau să vă spun, iubită biserică, diavolul nu se sperie de nicio decizie bună pe care o iei atâta timp cât nu începe acum. N-ați vrea să începem acum. Vreau să cântăm o cântare. Cântarea spune cu Iisus, vreau să-mi continui calea, sigur o cunoașteți. Și aș vrea această, această cântare să... Eu am cântat la Revelion și o cânt de obicei, la Revelion cu copiii acasă și cu soția. Și o cântăm cu lacrimi. Nu știu cum a fost anul ăsta pentru voi. Nu știu cum va fi anul viitor. Ce știu potrivit cu evrei 11 e că Avram nu știa unde merge, dar știa cu cine merge. Iubiții mei, lui Iov, diavolul vrut să ia totul. Diavolul să nu a știut că pentru Iov Dumnezeu era totul. Vreau să-mi țin aproape de Dumnezeu în anul care vine. Vreau să țin aproape de biserică și aproape de cuvântul Lui. În Romani 8 cu 28, Biblia spune, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Promisiune și condiție. Dar pe ce să fiu concentrat eu? Pe condiție, să-L iubesc pe El. Și El ce va face? Va face ca tot ce vine în viața mea. Și boala, și suferința, și bajocura, E bună că ne ține pe genunchi și ne e zgăriți. Va face ca tot să lucreze spre binele nostru.